Primul contact profesional a fost în 2013, în noiembrie 2013 mai exact, când m-am mutat la Iași pentru a începe un nou job, da, în ProfitPoint. Adevărul este că aflasem un pic mai devreme de ProfitPoint, doar că a fost o perioadă de discuții, negocieri, o doză de frică, pentru că trebuia să mut nu doar orașul, dar și țara, da, din Republica Moldova în România, și practic am renunțat la un job în care eram conducător de echipă, în invers, da, un simplu angajat, să spunem. Dar, na, am stat, am meditat și am zis că ok, hai că e o nouă provocare. Vedem dacă mă descurc. La ProfitPoint m-a atras ideea de a dezvolta, în primul rând, adică un spațiu, pot spune, o platformă în care tu poți să-ți expui punctul de vedere și în același timp să lucrezi pentru ideea ta, pentru punctul tău de vedere și să vezi, măcar de la nivel de teorie, dacă reușești și în practică. Adică, în cazul meu, era, nu știu, să promovezi în continuare importanța, cât de clișee poate și banal ar suna, educație financiară, dar nu la nivel de tipul, uite, trebuie educație financiară și atâta. Nu. Fostul meu job sau activitățile profesionale până la ProfitPoint au arătat defectele, să-i spunem, de gândire din punct de vedere financiar a multor oameni, pentru că nu stăpânesc informația, materia, nu sunt la pertu cu banii decât să-i cheltui, dar nu să-i administreze. Și atunci am zis că, uite, ProfitPoint e o soluție, da, care poți să spui cu voce tare că tu ai o problemă și să-ți dau și soluția cum să-ți rezolvi problema. Pentru că în partea cealaltă, na, trebuie să îndeplinească, să spunem, obligațiile care, și responsabilitățile pe care le aveam. Acolo soluția nu trebuia să dai. Trebuia doar să dai bani cu anul ca să-i cheltui. Evoluția mea în ProfitPoint mai degrabă, nu știu, după mine a fost întotdeauna una greoaie. Eu am zis că, băi, uite, cu mine mi s-a oferit, nu știu, un drum mai greu decât altora. Cel puțin asta am avut întotdeauna senzația. Și zic, nu știu, prin muncă și rezultate, dar întotdeauna mi s-au pus provocări noi în față. De exemplu, când eram în post de trainer, ok, ai cursanții tăi, lucrezi cu ei, da, le dai, nu știu, idei, recomandări, dar când am fost, mi s-a oferit postul de director în Timișoara, era o chestie, ceva de tipul, este un birou, Timișoara, nimeni nu vrea să-l ia. Tu vrei? Și eu zic, păi nu prea vreau, pentru că știu că asta mă va afecta din toate punctele de vedere. Dar ce alternative sunt? Păi n-ai alternative. Ori stagnezi, ori îți iai un birou care nimeni nu-l vrea. Și am zis, ok, uite, zic, am schimbat țara, hai să schimb și orașul. Dar zic, aia e. Deci, părea o sinucidere, dar zic, ok, hai să mă bag și aici. Să văd, reușesc sau nu reușesc. Dacă nu reușesc, nu sunt bun de nimic. Dacă reușesc, Doamne ajută. Și cam asta a fost, adică mi s-a pus în față oportunitatea, cum am zis, am stat, chiar am meditat bine. La nivel cum mi s-a prezentat, m-a dezavantajat total. Dar da, am zis că accept. Am crezut într-o idee de viitor. Și zic eu, și în mine, în același timp, zic eu, n-am luat o decizie greșită. ProfitPoint oferă oportunități pentru toți cursanții și prin toate sistemul de
recursul sau ecosistemul creat, cel puțin pentru că vorbim, cred eu, cel mai deschis, unul la mână, despre avantaje, dezavantaje, posibilități și care este o realitate. Pentru că, mai ales în timpul pandemiei, s-a intensificat ideea de hai să investim nu știu ce. De ce? Pentru că oamenii au început să stea acasă, au început să economisească bani și e logic că cumva noi trebuie să avem acces la banii respectivi. Și s-au început campanii de marketing de tipul să sară niște etape. Etapele educației, etapele informării. Nu am o problemă cu nimeni cum își face treaba, dar în continuare sunt pe ideea că nu e sănătos să arzi etape. Lasă-i omului singur să-și ia decizii. Ei, uite, Profit Point ales o cale mai grea, mai lungă, în care vorbește cu subiect și predicat. Vrei să ajungi să fii independent financiar, da? Poftim drumul. Da? Și cred că asta e mult mai sănătos pentru că oferă oportunități fiecărui cursant să ia propriile decizii, să nu fie influențate, să nu fie gândite în locul lui, dar el singur să aibă acces la toată informația, toată transparența, mai mult ca atât, să primească instrumentele corecte de a verifica informația, de a o filtra, da, de la Profit Point, să primească acele instrumente, acele recomandări și într-un final să fie decizia lui. Și consider că asta e mai sănătos pentru că asta îi garantează o evoluție și un succes pe termen lung. Ideea cu școala de trainer chiar e o idee bună. Eu aș zice că a venit cu întârziere, probabil de vreo 2-3 ani, pentru că de vreo 3 ani se tot discuta, uite ce ar fi să mai avem trainer în echipă, cu idei noi, cu soluții, de ce nu, pentru că fiecare, într-un fel sau altul, simte ce are el nevoie. Și dacă tu simți tu ce ai nevoie și când te integrezi într-o companie și ți se oferă, cum am zis anterior, șansa să vorbești deschis despre asta, da, vii cu soluții de fiecare dată noi. Și zic că e o idee foarte bună care, în primul rând, oferă posibilitatea și șansa să dezvolți, da, în continuare domeniul ăsta educație financiară, să dezvolți abilități, de ce nu, pentru că, nu știu, fiecare la rândul lui are idei și are abilități, dar dacă nu îi se oferă șansa sau posibilitatea, cum să le dezvolți, da? Și rămân la nivel de tip. Nu, aș vrea, dar de unde să încep? Păi nu știu de unde să încep. Că nu te învață nimeni cum să fii trainer. Da, legende de tipul, du-te și te înscrie acolo și o să fii mare speaker sau acolo sau acolo, dar ei doar îți zic, ok, poți fi speaker, să ai încredere în tine și cam asta e tot. Mai departe, descurcă de singur. Nu e chiar așa. Trebuie să ai cap-coadă, să-l și formezi, dar să-i oferi și, nu știu, un spațiu, un teren în care el să poată, da, să-și dezvolte, să-i spunem, în continuare, abilitățile. Uite, școala de trainer sau, zic eu, cam asta urmează să facă. Nu doar să te ia, să-ți dea niște recomandări, niște sfaturi, niște instrumente cum să fii un trainer, dar îți oferă inclusiv și posibilitatea de a aplica în practică 100% toate cunoștințele dobândite plus know-how-ul tău, abilitățile tale, de ce nu, în continuare. Produsele Profit Point, zic eu că se referă 100%, eu zic la toți, de la mic la mare, chiar și mai nou, că avem destul de mulți cursanți minori, bine, cu acordul părinților, pentru că limbajul pe care îl folosim e unul simplu și este înțeles de tuturor. Ne-am dat seama acum
mulți ani, că dacă vorbești super complex, chiar dacă ai un mesaj clar, da, și un mesaj bun, calitativ, dacă vorbești destul de complex, îl încarci cu multă, nu știu, zic eu, îl încarci destul de mult, în cazul ăsta nu fiecare o să te înțeleagă și atunci acum nu există acea conexiune. Da, și zic eu, astăzi ProfitPoint chiar încearcă să împace absolut pe toți, pentru că dreptul la educație au 100% de toți, asta spune și Constituția, și nu țin toți de aspectul ăsta, filtrează, analizează, tu ești bun, tu nu ești bun. Uite, ProfitPoint cel puțin nu face la etapa actuală filtrul respectiv, pentru că educația financiară majoritatea n-au reușit să o primească, să spun, la etapele corecte. Dar în același timp, nimeni nu e în măsură să zică când e acea etapă corectă. Ai posibilitatea, ok, beneficiază de acea posibilitate. Și uite, repet, asta vrea să facă ProfitPoint și asta o face, nu că vrea doar în viitor, dar o face până în prezent, doar că ne dezvoltăm și căutăm să dezvoltăm subiectul, să creăm și cursuri mai complexe și mai simple, ca să oferim, repet, posibilitatea absolut tuturor. Obiectivele mele pentru anul 2022, eu în continuare vreau să cred că o să cresc, o să mă dezvolt în primul rând ca personalitate și la rândul meu echipa mea care mă ajută să mă dezvolt eu în primul rând ca și personalitate, iar la rândul nostru noi ca și echipă în continuare vrem să dezvoltăm noi seminarii, noi cursuri. Cam în fiecare an ne-am propus să dezvoltăm noi seminarii din simplu motiv că vin cursanți noi, dar există persoane care au deja, fac parte mai exact din comunitate deja de 3, de 4 ani de zile și zice, Ion, ok, ce mai dai nou, ce mai dai nou? Și atunci, când ai cerințe de tipul ăsta tot mai frecvente și mai frecvente, te bucuri pe de o parte că zici, a, uite, vezi, l-am adus la... Dar pe de altă parte îți pui întrebarea, dar ce mai ofer noi? Pentru că dacă nu oferi nimic nou, cum se mai dezvoltă? Are încredere în tine și atunci e ok, trebuie în continuare. Și practic, comunitatea undeva și te motivează să crești și să te dezvolți. De-aia e pentru 2022, în primul rând, vreau să măresc echipa, obligatoriu, pentru că echipa e încă mică și îmi dau seama că nu ai cum să crești, să dezvolți, pentru că fizic nu reușești și în același timp să dezvoltăm seminarii și cursuri noi ca cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp să calmăm spiritele de tipul și întrebările ce ne mai dai nou, da? Măcar pe termen scurt. Cred că unul din ei, sau primul, zice sinceritate și probabil transparență. Doi, zice dezvoltarea. Pentru că din 2013 până acum, constant, am crescut toți. Și nu doar la nivel, nu știu cum zic alții, uite, doar în carieră, da? Uite, am fost acolo, am crescut în carieră. Și nu neapărat financiar, dar anume ca personalități, pentru că 100% astăzi, majoritatea care sunt mai vechi în companie, cu adevărat au acumulat și abilități, și informații, și în cazul ăsta, în continuare, se promovează ideea dezvoltării. Fiecare individual să se dezvolte în interiorul companiei și cumva ar fi o catastrofă dacă s-ar opri, da, dezvoltarea respectivă și singura idee, gata, mi-am atins limitele, ok. Nu, adică dezvoltarea. Și probabil a treia caracteristică,
hai să zic că, nu știu, deschiderea și libertatea, să spunem, pentru fiecare, ca să vină, fie să fie trainer prin proiectul Școala de Trainer, să-și, nu știu, să acumuleze informații ca să fie mai curajoși, aș zice eu, ca să-și dezvolte propriile idei. Pe bune, am persoane care din postura de angajați, și nu vorbesc de rău că ești angajat, dar prin informațiile acumulate de la Profit Point, de independență financiară, de administrare a costurilor, a cheltuielilor, a luat decizia să-și deschidă propria companie, pentru că n-avea curajul respectiv, și astăzi compania lui, adică eu am văzut evoluția asta, da, chiar evoluează și se dezvoltă spre surprinderea lui, că n-avea curajul să facă pasul respectiv. Deci, totuși, aș zice, o caracteristică este, nu știu, libertatea, da, pe care ți-o oferă și domeniul, dar, repet, și Profit Point-ul ca o, nu știu, încă o dată am să zic, ca o platformă care, uite, ai venit aici, interacționezi cu oameni, îți expui punctul de vedere, îl împărtășești cu alții, cu siguranță alții o să vină și cu ei și, uite, așa schimb de experiență, ne ajută să devenim mai buni, mai puternici, mai raționali.